Hei, dragii mei, eu sunt Valentina cu de toate, în prezent ne aflăm la un semafor și acesta este începutul celui de-al doilea daily vlog pe care îl fac eu. De fapt, o să trișez un pic și nu o să filmez doar lucrurile care se întâmplă astăzi, o să filmez și ce se întâmplă în zilele următoare, pentru că sunt niște chestiuni destul de interesante pe care vreau să le împărtășesc cu voi, iar acum mergem la aniversarea a 25 de ani de când s-a înființat Facultatea de Farmacie în Craiova și sper să și filmez ceva acolo. Vedem, să mergem! S-a terminat ceremonia, a fost cu adevărat impresionant, a fost o ceremonie extraordinar de frumoasă și mi-a strânit așa amintiri din facultate pentru că am revăzut profesori foarte dragi mie. A fost într-adevăr o ceremonie foarte frumoasă și iată că s-au împlinit 25 de ani de Facultate de Farmacie la Craiova. Mulți ani înainte! Hei, dragii mei, astăzi este sâmbătă, o zi minunată de sâmbătă, de unde plouă îngrozitor, dar ce o face minunată este faptul că doar ce s-a terminat conferința de farmacie oncologică, ghid de bună practică în prepararea și administrarea de medicație oncologică, o conferință extraordinară, niște oameni care s-au pregătit foarte bine cu temele pe care le-au prezentat în cadrul conferinței. Este un subiect drag mie, un subiect apropiat de sufletul meu, pentru că, după cum poate m-ați mai auzit în alte vloguri spun, am lucrat mai mulți ani de zile fix în acest domeniu, în această nișă de farmacie oncologică. Felicitări profesorilor care s-au implicat în această conferință. Din punctul meu de vedere, viitorul farmaciei oncologice stă sub semnul automatizării complete. Este nevoie să automatizăm complet procesul de preparare a medicației oncologice. De ce? Ca să nu existe niciun risc pentru farmacistul care prepară și niciun risc pentru pacientul care urmează să primească tratamentul. Pentru că automatizând totul, nu vor exista riscul de contaminare pentru farmacist și nici riscul erorii umane pentru
pacient, pentru că inclusiv în conferința aceasta la care am asistat astăzi s-a vorbit despre faptul că în Statele Unite ale Americii s-a realizat un studiu și s-a ajuns la concluzia că există o eroare de 9% în urma preparării manuale a medicației oncologice, ceea ce este enorm, dar se lucrează, bineînțeles, la metode inovatoare care să ne ajute și să nu mai existe astfel de erori. Dar aceste metode, în mare parte, sunt metode ce implică automatizarea acestui proces. Din păcate, nu pot să vă plimb astăzi prin grădina minunată cu lavanda a Mădălinei. Sper mâine să fie mai mult soare și să nu mai plouă atât de rău și să putem merge până la grădina ei cu lavandă, mai ales că am nevoie de relaxare. Este weekend și trebuie să simt lucrul acesta. Bun, să sperăm că ne vedem mâine! Vă pup! De data asta nu ne-a reușit cu vara. Uitați-vă ce vreme avem și astăzi, la jumătatea lui iunie. Vremea asta mi-amintește de o emisiune de atunci când eram mici. Aia cu arca marinei, cu curgapele și roaie, vânt, ploaie. Vă amintiți sau sunt eu prea bătrână? Spuneți! Este 17:34, deci 5 și jumătate ziua și este întuneric aproape de beznă. Cred că o să aprindă curând chiar iluminatul stradal. Este incredibil cum poate să plouă de o săptămână, două, trei, cine mai ține socoteala, oricum nu pare deloc că este vară. Sandale de pânză, pentru că așa se încalță lumea când afară este cod roșu de ploaie. Hei, dragii mei, gata, astăzi este duminică și facem și ceva relaxant și ceva foarte, foarte plăcut. Sunt în drum spre Fântânele, mergem la prietena mea, la Mădălina, la Green Scarf, să vedem cum arată lavanda ei, dacă este atât de fabuloasă ca în poze sau cumva mă dă, editez pozele. Vom vedea imediat. Haideți la drum! Am ajuns, dragii mei, aici este străduța pe care se află grădina Mădălinei și imediat o să o surprindem, să vedem ce face ea la grădină duminica. Gata, dragii mei, am ajuns la Mădălina, la Fântânele, a fost un drum foarte plăcut, am lăsat în Craiova 19 grade și nori, am ajuns aici pe 23 de grade și nori, să sperăm că astăzi o să țină vremea mai mult cu noi, pentru că este păcat să nu avem mai mult timp la dispoziție să admirăm această grădină super minunată cu lavandă, plus vreau să văd cea mai lucrată prin grădină, că știți că încearcă să țină o grădină de legume, fără să o ude sau să o ude săptămânal sau din când în când, când apucă să ajungă aici la țară. Și deja a obținut primele roade ale muncii ei, niște cartofi. Bun, am ajuns aici, este totul foarte plăcut, să știți că aceste 23 de grade se resimt totuși un pic mai sus decât atât, pentru că este foarte mare umiditatea. Ieri, știți că v-am tot arătat, probabil am inserat aici în acest clip imagini cu ploaia de ieri, ieri a fost cod roșu de ploi, am primit mesaj de la Roa Alert că este pericol din cauza ploilor, 30-40, nu mai știu câți litri de apă pe metru pătrat, într-un interval foarte scurt de timp a plouat atât de rău, dar gata, asta ține de domeniul trecutului și probabil de domeniul zilei de astăzi, dar un pic mai încolo, pentru că iarăși s-au adunat acești nori. În fine, nu sunteți aici pentru raportul meteorologic, intrăm acum la Mădălina și să vedem cu ce ne așteaptă anul acesta.
uitasem să vă spun pentru aceia dintre voi care sunteți aici pentru partea de cum a mers cu mașina Valentina până acolo cu o Dacia Spring electrică. Să știți că am plecat cu autonomie de 90%, am ajuns aici cu autonomie de 75%, a fost totul foarte bine pe drum, nicio problemă. Sunt un pic noroaie pe aici, dar puțin, nu știu, vreo 200 de metri a făcut față cu brio această mașină de tip tractor electric. Mădălina, uitați-o aici în plină acțiune, această divă care aduce belșugul și ploaia oriunde. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, ne întâmpinați aici cu de toate? Cu ce putem? Cu de toate, nu, uite, cu voie bună, cu ăsta am venit la fix, aveam nevoie de un pic de voie bună. Vreau să arăt lumii cu ce ești încălțată. Ceva fashion? Oh, ultra fashion, bineînțeles că și Valentina este ceva, ceva, este nu? Must have. Must have în nămolul, nu? E vorba de tratamentele cu nămol, nu vă supărați, în pachetările? Da, și aromaterapia cu lavandă. A, bun. Mână în mână. Eu mai mult pentru aromaterapie venisem, dar e ok, e ok dacă am primit bonus. Acasă, oh, mulțumim, păi nu primim noi un bonus. Dragii mei, natura a înflorit și efectiv este nebunie aici. Uitați-vă și fluturași și albinuțe la muncă. Ele nu țin cont că este duminică astăzi. Este absolut superbă lavanda Mădălinei. Este așa cum văd prin diferite imagini postate pe internet. Este extraordinar. Uitați-vă și la fluturași. Nu mai văzusem fluturași de ceva timp. În oraș e mai greu cu fluturașii. A făcut o treabă senzațională Mădălina, eu am văzut și anul trecut lavanda aceasta și pot să vă spun că este impresionantă efectiv diferența, cât de mare este diferența de la an la an atunci când lucrezi culturi de lavandă. Wow, și nu pot să vă spun mirosul, deci asta cred că va trebui să fie următorul pas în evoluția tehnologiei, neapărat să reușim să înregistrăm cumva și parfumul. Vai de mine, fabulos, absolut fabulos. Uitați-vă ce frumos arată aceste pere și în lumina aceasta care se apropie din nou ploaia de noi, este totuși o lumină deosebit de bună pentru filmare, zic eu, și cred că o să vă bucure ochii această filmare. Deosebite, cu adevărat deosebit, se aude zumzetul lucrătoarelor acestora, zumzetul albinuțelor. Oh, da, chiar că este într-adevăr o plantă liniștitoare. Superb. Gata, dragii mei, astăzi sunt Valentina cu toată lavanda. Aici se fac pregătiri intense, pregătise tatăl Mădălinei un covor foarte frumos de trifoi pe care să venim să călcăm pe el. Bineînțeles că ploaia l-a făcut una cu pământul la propriu. Mădălina tocmai pregătește aici ultimele lucruri în așteptarea oaspeților ei la grădină astăzi. Este împreună cu Roxana de la One Events. Roxana este aici pregătită cu cortul ei, cu bezele, nu vă spun mai multe. Trebuie să fi venit aici, că din păcate nu am avut timp suficient astfel încât să pot să montez la timp, în timp real, acest clip și să vă invit astăzi, duminică, să vedeți această grădină, dar sper că totuși ați făcut-o și, în cel mai rău caz, neapărat rezervați-vă un loc pentru lanul, pentru că este absolut păcat să nu veniți, să nu vă bucurați de un pic de liniștea aceasta. Haideți să mergem împreună până la capătul grădinii. Ia să nu mai filmez eu picioarele mele, că nu e atât de interesant pe cât este acest lan de lavandă. Uitați-vă cât de frumos, cât de frumos poate să fie într-o grădină de la țară, din România, nu din Franța. Și o lavandă mică, 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 mică. Și surorile ei. Thank you.
Uitați-o pe Mădălina în acțiune. Mădălina, ești în acțiune? Da, da. A, trebuie să vedem cum e Mădălina în acțiune. Mergem acolo, mergem acolo, imediat. Ton, 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 ton. La Nămol. La Nămol, da. Am uitat să vă spunem, aici în Dolj este o zonă cu techirghiol. Facem un pachetări cu Nămol. Facem un zoom pe Mădălina. Hei, Mădă! Paparații peste tot. Lavanda albă, am înțeles. Și îi mai spune tot lavanda augustifolia sau îi spune altfel la asta albă? Ai idee? Îi spune altfel. Îi spune altfel. Asta în memoria cursurilor noastre de farmacognozie. Vă mulțumim, doamna farmacist primar. O vedem aici în acțiune și pe Irina. Irina a venit cu o degustare de vinuri aici la grădina cu lavandă a Mădălinei. Deci avem bezele, avem vin, avem lavandă, avem Mădălina. Deci, practic, rețeta pentru o duminică absolut perfectă. Hei, dragii mei, suntem aici cu Mădălina la grădina ei de lavandă. Uitați aici în spate, probabil că deja ați văzut un pic din filmările anterioare și ați văzut cât de frumoasă este. Să ne spună Mădălina, farmacistă, prelucrează lut polimeric, se ocupă acum și de lavandă. De toate. De toate. Este și ea tot Mădălina cu de toate, dar se ascunde. Eu am zis să fiu oficială. Da, nu mi-a pus chiar numele așa în față. Pe Mădălina trebuie să o descoperiți încetul cu încetul. Nu vreau să vă spună de la început toate secretele ei. Ne mai pregătești ceva, Mădălina? Spune-ne acum. Nu știu exact, dar acum ce mai pregătesc? Acum suntem așa un pic stresați cu nămolul ăsta din lavandă, dar n-are nimic. În poze nu se vede. Ca o farmacistă adevărată, ea îmbină aromaterapia cu... Terapia cu nămol. Nămol de fântânele, nu nămol de fântânele. Eu e un nămol special. Dar n-a fost încă patentat. Mădălina se pregătește. Acesta este secretul, vă spunem în premieră. Aș dori de asemenea să discut cu primarul din Fântânele. A fost și el aici, că acest eveniment mi se pare că este singurul eveniment care promovează Fântânele. A fost domnul primar? Nu a fost domnul nu primar. A fost. Doamne, domnul primar, dar ce ați ratat? Că la anul este campanie electorală. Am uitat să-l invităm, dar dumnealui cred că știe că aici este o întreagă grădină absolut fabuloasă, credeți-mă. Mirosul este minunat și faptul că am văzut și fluturașii și albinele, lucrul ăsta chiar că mi-a făcut ziua mult, mult, mult mai frumoasă. Dar ce debit verbal ai? Nu știu ce am pățit și să știți că... Noi după ce am stat o zi aici ieri în lavandă, suntem mai liniștiți un pic, mai calmi. Păi ui, mai pe... din cauza că ieri a fost o zi foarte aglomerată, ieri am vrut neapărat să participi și la conferința aceea de medicație oncologică. Da, pare rău că am ratat. Da, Mădălina n-a putut să vină pentru că, într-adevăr, promisese cu mult timp înainte pregătise acest eveniment. Am avut și o invitație și n-am putut să o onorez. O să-ți povestesc mai multe despre ce s-a discutat acolo, pentru că este, într-adevăr, un subiect de interes. Știți că noi nu putem să uităm că suntem farmaciste la bază, dar ideea este că nu a putut să ajungă, dar a stat aici la lavandă și dar și-a primit oaspeții. Îți povestesc. Oricum, și de la evenimentul de vineri, de la UMF, tot așa am primit. Te uiți la vlogul meu și o să vezi despre ce este bun, vorba acolo. Ne uităm la vlogul lui Valentina cu de toate și atunci venim și noi acolo, chiar că eram curioasă să văd așa mai pe live, cum mai fost, un pic, da. Mai cu imagini, mai cu... A fost foarte frumos și foarte emoționant și, sincer să fiu, nu știam cu adevărat câți ani sunt de când s-a înființat Facultatea de Farmacie. Acum am aflat exact insight-ul, ne-a povestit domnul profesor Ciurea totul, așa că o să pot să spun și o ție în amănunt. Dar până una alta vă las cu niște imagini în continuare cu minunata lavandă a Mădălinei și promitem să facem și noi un podcast, un vlog împreună, un ceva, pentru trebuie că să facem o dată. Trebuie să facem. Și să știți... Vin la cules. Vin... Nu știu ce să zic, Mădălina! Facem un workshop de cules lavandă și le-am făcut buchetele combinat cu... Facem la anul. Simt că facem la anul și... Că anul ăsta deja sunt foarte mulți care s-au înscris să te ajute la culesul lavandei. Nu cred. Nimeni! Nimeni nimic! Lăsați! Dacă pui video în timp util, poate și încă n-am cules-o... Încercăm. Eu încerc să apar astă seară, duminică. Oferim premii. Premiul constă în o zi de muncă aici, în lavandă. Super premiu, wow, Mădălina, dacă știam. Deci live. Fără live. Tai la montaj. Like, subscribe și share ca să câștigați aici o experiență inedită, o zi de muncă aici la lavandă. Sună bine? Sună bine, da? Sună bine, garantăm relaxare și nămol. Vă pupăm, pa, pa! Pa!
Irina cu vinurile. Roxy cu cele mai frumoase evenimente, cu bezele. Cezar, mașinile. Cum te prezentăm? Da. Și bineînțeles că de la Mădălina nu se pleacă cu mâna goală. Uitați-vă ce buchet foarte frumos mi-a dăruit. Abia aștept să îl pun în apă. Și din nou vă spun și vă ameninț. Clipul acesta nu cred că se va termina aici. Cred că se va termina cu mine grădinărind pe balcon, pentru că tare poftă mi-a făcut și mie să mă apropii așa un pic mai mult de natură. Gata, dragii mei, plecăm spre Craiova. Aici filmez să se vadă cât de frumoasă este lavanda și o să o folosesc până la Craiova ca odorizant de mașină, practic. Și aici am cartea pentru că trebuie să merg să iau pe cineva de la aeroport și poate durează mai mult, poate se întârzie și mi-am luat cartea pe care o citesc acum și trepiedul pe care, bineînțeles, că am uitat să-l folosesc la filmarea cu Mădălina. Cea de-a treia zi a celui de-al doilea vlog pe care îl fac aici pe Valentina cu de toate. Am fost și la facultate, am fost și în grădina Mădălinei la relaxare și acum la final am filmat un pic pe balcon, așa cum mi-am tăiat orhideea și mușcatele în duminica aceasta, efectiv ceva de relaxare, și ați văzut că mi-a părut super rău să tai orhideea și tija aceea mai lungă, dar efectiv nu avea niciun rost să o las. Mi s-a părut că are rost să o las și pe urmă am dat seama că nu are rost și am înțeles că atunci când le tai de jos, ele dau mai puternice, mai bogate. O să vă țin la curent și să vă spun ce se întâmplă cu orhideea mea, sper că nu i-am făcut rău astăzi. Și la mușcate ați văzut cum le-am tăiat frunzele care nu mai erau în regulă, le-am smuls plăntuțele care deja se uscaseră și sper și ele să arate în continuare foarte frumos, că într-adevăr mușcatele sunt o plantă foarte frumoasă de balcon și deloc pretențioasă. Am văzut că unele frunze în partea de jos se putreseră, dar pe cuvânt că nu le-am dat prea mult, este strict vina faptului că balconul este deschis și a plouat incredibil de mult în ultimele săptămâni. Nu pot să cred că spun chestia asta în anotimpul vară, dar acesta este adevărul. Sper că v-a făcut plăcere să petreceți timp cu mine și ne vedem data viitoare. Vă pup! Eu am fost Valentina!